Bună, bine te-am regăsit pe canalul InfoMate! Așa cum știți, astăzi a apărut testul de antrenament numărul 9, propus de Ministerul Educației pentru evaluarea națională ce o vor susține absolvenții clasei A8. -a. În acest video vom aborda subiectele de la 1 uh, Roman și doi romani, lăsând pentru un video separat subiectul al treilea, deoarece are un grad mai mare de dificultate și aș vrea să îl explicăm foarte bine, să îl înțelegeți. Așadar, te invit să rămâi până la final să vedem care este rezolvarea tuturor subiectelor. Primul exercițiu de la subiectul întâi. Dintre numerele 2020, 2021, 2022 și 2023, numărul divizibil cu 3 este. Ne reamintim criteriul de divizibilitate cu 3, spune că un număr este divizibil cu 3 dacă suma cifrelor sale se împarte la 3. Observăm că din uh, seria noastră, numărul 2022 are suma cifrelor 6 și. 6 se împarte la 3, iar varianta corectă este varianta C mic. Mergem mai departe. 5 kg de mere costă 17,5 lei. 2 kg de mere de același fel costă. Acest tip de problemă se rezolvă cu metoda de 3 simplă, pe care am învățat-o încă de, din clasele primare. Cum se rezolvă această, prin această metodă? Vom scrie, dacă la 5 kg vom achita 17,5 lei, la 2 kg notăm cu necunoscuta x lei, necunoscută pe care trebuie să o aflăm. Cum? Vom înmulți pe 2 cu 17,5 și vom împărți la 5 valoare ce se află pe diagonala necunoscutei. Așadar, vom obține fracția 35 supra 5, care înseamnă 7 lei. Deci, varianta corectă este varianta B. Mergem mai departe la exercițiul 3. Chiar dacă vi se pare așa mai mult text, o problemă mai mare, trebuie să extragem doar datele ce ne interesează. Problema spune în felul următor: Maria lucrează la un proiect. Pentru acesta, ea măsoară temperatura pe parcursul unei zile din două în două ore, de la ora 8 până la ora 18. Temperaturile măsurate sunt înregistrate în tabelul de mai jos și avem tabelul cu orele și temperaturile exprimate în grade Celsius. Temperatura înregistrată la ora 14 este mai mare decât temperatura înregistrată la ora 8 cu. Ce avem de făcut? Trebuie să facem diferența dintre temperatura pe care o avem în tabel înregistrată la ora 14 și temperatura pe care o avem înregistrată la ora 8. Vom scrie 6 minus și. Având în vedere că temperatura de la ora 8 este o valoare negativă, o vom pune într-o paranteză, minus paranteza minus 4. Deci o punem în paranteză deoarece minus din fața parantezei va schimba uh, semnul termenului din paranteză și minus cu minus devine plus. Deci uh, vom avea egal mai departe 6 plus 4 egal 10 și obținem varianta corectă de răspuns, varianta D. Deci, problema nu este așa de uh, dificilă. V-am spus, nu trebuie să vă sperie faptul că uh, are un text mai, uh, mai mare. Citim cu atenție enunțul și extragem doar datele uh, pe care trebuie să le calculăm, care ne interesează. Mergem mai departe. La problema 4 se consideră numerele reale x și y. x este egal cu paranteză 1 plus 1 pe 2, închidem paranteza, înmulțit cu altă paranteză 1 plus 1 pe 3, închidem paranteza, înmulțit cu 1 plus 1 pe 4. Și y, același tip de paranteze, ceea ce diferă este semnul dintre termenii parantezei fiind minus da? Întrebarea, cerința exercițiului este dintre enunțurile de mai jos propoziția adevărată este ca să vedem care este valoarea de adevăr care este inegalitatea adevărată trebuie să calculăm numerele x și y ce avem de fapt de calculat? adunarea și scăderea fracțiilor ordinare dacă nu-ți mai amintești exact regulile te invit să vizionezi videoul din noțiuni teoretice în care explic toate aceste lucruri teoretice despre fracții ordinare, îl găsești într-un capitol separat de noțiuni teoretice revenind, ca să adunăm și să scădem uh, numere fracții ordinare trebuie să avem același numitor. Observăm că în prima paranteză numitorul comun va fi 2, în a doua paranteză 3, iar în a treia paranteză 4. Pentru acest lucru va trebui să amplificăm în fiecare paranteză primul termen, care este 1, întâi cu 2 în prima paranteză, în a doua paranteză cu 3, iar în a treia paranteză cu 4. Și vom obține 3 fracții desfințăm paranteza, iar între ele avem înmulțire. Atenție să nu omiteți acest lucru. X este egal cu 2 plus 1 supra 3, înmulțit cu 3 plus 1 supra 3, înmulțit cu 4 plus 1 supra 4. Obținem prin adunare fracția 3 plus 2, înmulțit cu 4. 3 supra 2, pardon, înmulțit cu 4 supra 3, înmulțit cu 5 supra 4. Obținem egal x cu 5 supra 2, deoarece uh, putem simplifica pe diagonală pe 3 cu 3 și pe 4 cu 4. În mod similar, vom calcula pe y, amplificând în prima. Uh, Paranteză pe 1 cu 2, în a doua paranteză tot pe 1 cu 3, iar în ultima paranteză tot pe 1 cu 4. În schimb, de data aceasta avem de făcut uh, scădere în fiecare paranteză. Eliminând paranteza obținem 2 minus 1 supra 2 înmulțit cu 3 minus 1 supra 3 înmulțit cu 4 minus 1 supra 4. Și este egal mai departe 1 supra 2 înmulțit cu 2 supra 3 înmulțit cu 3 supra 4. Același lucru vom simplifica pe diagonală pe 2 cu 2, pe 3 cu 3 și obținem uh, că y este egal cu 1 supra 4. Mai departe. Ca să finalizăm uh, exercițiul, va trebui să comparăm valoarea lui x, care înseamnă 5 supra 2, cu valoarea lui y, cu 1 supra 4. Ne reamintim: uh, compararea fracțiilor ordinare se face dacă avem ori același uh, numărător, ori același numitor, uh, sau prin valoarea de adevăr prin egalitatea înmulțim uh, numărătorul primei fracții cu numitorul primei fracții și îl comparăm cu rezultatul obținut prin înmulțirea numitorului primei fracții cu numărătorul cele de-a doua fracții. Toate aceste noțiuni teoretice le găsești în uh, acel video special uh, uh, destinat fracțiilor ordinare. Așadar, alegem, de exemplu, să aducem la același numitor avem numitorul 2 și 4. Numitorul comun va fi 2. Asta înseamnă că prima fracție va fi amplificată cu 2 și obținem uh, fracția 10 supra 4 va fi mai mare decât 1 supra 4. Deoarece, având același numitor, comparăm numărătorii, iar 10 este mai mare decât 1. Asta înseamnă că x este mai mare decât y. Iar cum? cele două fracții sunt pozitive, niciuna nu are minus, înseamnă că ambele sunt mai mari decât 0 și obținem varianta de răspuns D. Mai departe, problema 5. Tudor, Ilinca, Maria și Mihai calculează produsul numerelor. A mic egal radical din 2 la puterea a doua plus 2 la puterea a doua și B mic egal radical din 2 la puterea 4 -a plus 2 la puterea A4 a 4 și obțin rezultatele înregistrate în tabelul următor. Dintre cei patru elevi, cel care a obținut rezultatul corect este. Să verificăm, să facem și noi calculul, să vedem. Vom face A înmulțit cu B Asta înseamnă produsul numerelor înmulțirea celor două numere. Și avem numărul a, radical din 2 la puterea a doua plus 2 la puterea a doua, înmulțit cu radical din 2 la puterea a patra, plus 2 la puterea a patra. Este egal mai departe. Vreau să scriu fiecare radical într-o formă mai simplă. Și am do de două ori 2 la puterea a doua. Deci 2 înmulțit cu 2 la puterea a doua înmulțit cu al doilea radical de 2 ori 2 la puterea 4, deci 2 ori 2 la puterea 4. Bun, observăm că din primul radical putem să scoatem un 2, 2 la a doua, vine un 2 în față, deci 2 la puterea 1, înmulțit cu radical din 2, înmulțit cu... De la al doilea radical, observ că pot să scot un 2 la puterea a doua. 2 la puterea a 4 scos de sub radical, devine 2 la puterea a 2 Deci, în cu 2 la puterea a 2 radical din 2, ce a rămas sub radical. Și este egal 2 înmulțit cu 2 la puterea a 2, adică 4, și mulțit cu radical din 2, înmulțit cu radical din 2, va veni radical din 2 la puterea a 2, care înseamnă 2. Deci, 2 mulți cu 4 mulți cu 2 ne va da răspunsul 16 și observăm în tabel că Tudor a găsit răspunsul, rezultatul corect. Iar varianta de răspuns a exercițiului nostru este varianta A. Bun, trecem la ultimul exercițiu de la subiectul întâi roman, în diagrama alăturată este reprezentată distribuția celor 100.000 de persoane ale unui oraș în funcție de grupa de vârstă din care fac parte. Numărul de persoane cu vârsta cuprinsă între 30 de ani și cel mult 50 de ani este egal cu. Să observăm diagrama. Observăm că această categorie de vârstă ce ne interesează pe noi nu. Are procentul notat pe grafic. Însă, celelalte categorii reprezintă 35%, 15% și respectiv 20%. Păi, categoria care ne interesează pe noi poate fi aflată scăzând din 100% cât reprezintă uh, acest cerc, această diagramă, scăzând Procentele celorlalte categorii. Deci 100 minus 20%, minus 15%, minus 35% este egal 30%. Din 100.000 de persoane, 30% sunt cu vârste cuprinse între 30 de ani și cel mult 50 de ani. Să vedem cât înseamnă acest 30% din 100.000. 30 supra 100 multi cu 100 de mii egal 30 de mii. Deci, varianta corectă este varianta C. Am finalizat subiectul întâi. Mergem la subiectul al doilea. La noțiunile de teorie din geometrie. Primul subiect. În figura alăturată sunt reprezentate punctele coliniare A, B, C în această ordine. Punctul M este în mijlocul segmentului AB, iar punctul N în mijlocul segmentului BC. Știm că MN are 5 cm, atunci trebuie să aflăm lungimea segmentului AC. Segmentul AC pe care noi îl căutăm este format din AB plus BC. Însă AB este 2 ori MB, deoarece M este mijlocul segmentului AB și atunci AM congruent cu MB, deci AB este 2MB. În mod similar, spunem despre BC, că este egal cu 2B N, deoarece N este mijlocul segmentului BC. Din toate aceste relații rezultă că AC este egal 2MB plus 2BN. Dacă dăm factor comun pe 2, avem 2 pe lângă MB plus BN. Dar MB plus BN este segmentul MN. Asta înseamnă că AC este egal cu 2 ori MN, Înlocuim valoarea lui MN cu 5 cm, obținem că AC are o lungime de 10 cm, iar răspunsul corect este C. Mai departe, în figura alăturată, paralelele A și B sunt intersectate de dreptele C și D. Valoarea lui X este. Când vedeți această figură, sunt convinsă că o să mergeți imediat cu gândul la secante, la drepte paralele tăiate de o secantă, să faceți analogia uh, și să identificați uh, unghiurile alterne, interne, corespondente și așa mai departe. Însă, subiectul este mai ușor de atât. Observăm că din aceste două drepte paralele tăiate de uh, două drepte uh, CD intersectate cu dreapta C și D, în centru se formează un trapez. Da? Și noi știm că suma tuturor unghiurilor într-un trapez este egală cu 360 de grade. Deci, dacă noi știm cât este suma tuturor acestor unghiuri, nu ne rămâne decât să-l aflăm prin, pe X prin diferență. Deci, x este egal cu 360 minus 220 suma celor 3 și așa aflăm pe x egal 140 de grade. Varianta de răspuns fiind varianta d. Nu este foarte dificil. Mergem mai departe la uh, problema numărul 3. Figura alăturată reprezintă schița unui loc de joacă pentru copii în care triunghiul ABC este dreptunghic în A, iar măsura uh, unghiului ABC are uh, este de 60 de grade. BE este bisectoarea acestuia, împarte unghiul ABC în două unghiuri congruente. E se află pe latura AC, iar segmentul AE are lungimea de 3 metri. Eugen se deplasează în linie dreaptă din punctul E până în punctul F, care este simetricul punctului E față de dreapta BC. Apoi, iarăși în linie dreaptă din punctul F până în punctul C. Deplasându-se astfel din E în F, apoi din F în C, Eugen a parcurs un traseu de lungime egală cu. Deci, noi trebuie să aflăm EF plus FC. Mergem uh, de la primele date ale problemei. În unghiul dreptunghi KBC, unghiul A are 90 de grade, iar unghiul B are 60 de grade. Prin diferență, obținem că unghiul C are 30 de grade. BE fiind bisectoarea unghiului ABC, asta înseamnă că unghiul ABE este congruent cu EBC și are 60 de grade împărțit la a 2 egal 30 de grade. Dacă unghiul EBC are 30 de grade și unghiul ECB are tot 30 de grade, rezultă că triunghiul EBC este un triunghi isoscel iar laturile alăturate BE și EC sunt congruente. Noi știm că unghiul ABE are 30 de grade. În triunghiul dreptunghic ABE, cu unghiul A de 90 de grade și unghiul AB 30 de grade, aplicăm teorema unghiului de 30 de grade într-un triunghi dreptunghi care spune că AE, ce reprezintă cateta alăturată, opusă, pardon, este jumătate din ipotenuză, din BE. De unde rezultă că BE ipotenuza este egal cu 2 ori AE. Înlocuim valoarea și obținem că BE are 6 metri. Dacă BE are 6 metri și EC are tot 6 metri, fiind un triunghi Uh, isoscel. Dar noi știm că F este simetricul lui E față de BC. iar BE e congruent cu EC. Asta înseamnă că BECF este un romb. avem BE congruent cu EC, iar diagonala este uh, la jumătate, da? Deoarece când un punct este simetricul simetricului altui punct față de o dreaptă, ia în parte uh, cele două drept, cele două segmente uh, construite formate în segmente congruente deci BECF este un romb. Dacă este romb înseamnă că EC va fi congruent și cu CF. Deci și FC are tot 6 metri. Am notat cu O intersecția dreptelor EF și BC am omis să pun aici pe grafic, îmi cer scuze. Asta înseamnă că dacă este romb, că EO este perpendicular pe BC. Iar în triunghiul EOC, care este dreptunghic în O, și unghiul C este de 30 de grade, mai aplicăm o dată teorema unghiului de 30 de grade în triunghiul dreptunghic și aflăm că E, o este jumătate din EC, care înseamnă 3 metri. Dacă EO are 3 metri, atunci EF are 2 ori 3 egal 6 metri. Știind ambele uh, segmente EF și FC, putem să facem suma lor să aflăm care este distanța pe care a parcurs-o Eugen. EF 6 metri plus 6 metri egal 12 metri. Asta înseamnă că varianta corectă de răspuns este varianta C. Mergem mai departe. În figura 4, la exercițiu 4, în figura alăturată, reprezintă schița unei grădini în formă de paralelogram ABCD. Punctul P este în mijlocul segmentului A. D. Suprafața corespunzătoare triunghiului PBC este cultivată cu legume. Raportul dintre aria suprafeței cultivate cu legume și aria suprafeței grădinii este egală cu. Haideți să vedem. P se află la mijlocul lui AD. Asta înseamnă că Punctele A și D sunt egal depărtate de P. AP congruent cu PD. Dar, fiind vor, în vorba de un paralelogram, și celelalte puncte B și C, care sunt pe aceeași uh, linie cu A și D, sunt și ele egal depărtate de punctul P. Deci, și PB va fi congruent cu, cu PC. Asta înseamnă că triunghiul PBC este un triunghi isoscel. Dacă vom construi înălțimea în acest triunghi, PO perpendicular pe BC, PO va fi congruent cu AB și cu DC. Iar aria unui triunghi PBC este bază ori înălțime supra 2. Înseamnă că înlocuim și obținem PO înmulțit cu BC supra 2. Dar PO, am spus că este congruent cu AB. Vom putea scrie formula ariei triunghiului PBC în funcție de AB și vom înlocui și pe BC baza cu latura AD, fiind paralogramele sunt congruente. Deci aria triunghiului PBC poate fi uh, scrisă și AB mulți cu AD supra 2. Dar paralelogramul nostru ABCD are aria lățime ori lungime, adică AD înmulțit cu AB. Vom face raportul pe care Uh, ni cere problema, aria triunghiului PBC supra aria paralelogramului ABCD este egal. La numărător avem fracția AB ori AD supra 2, aria pe care am găsit-o la triunghiul PBC, supra AB ori AD, aria paralelogramului ABCD. Este egal AB ori AD supra 2, și în loc să scriu împărți la AB ori AD, vom înmulți cu fracția inversată, mulți cu 1 supra AB ori AD. Înmulțirea celor două laturi apare atât la numărător cât și la numitor în cele două fracții și poate fi simplificată pe diagonală și obținem valoarea raportului egală cu 1 supra 2. Deci răspunsul corect este varianta C. Mergem mai departe, nu mai avem mult, la problema 5. Punctele A, B, C, D, E sunt situate în această ordine pe un cerc, astfel încât coardele AB, BC, CD, DE și AE sunt congruente. Măsura unghiului EAB este egală cu dacă problema spune că AB, BC, CD, DE și AE uh, coardele sunt congruente, asta înseamnă că și arcele corespunzătoare sunt congruente. Și avem 5 arce congruente. Vă putem afla uh, măsura lor prin împărțirea lui 360 de grade, cât este, cât are cercul, împărțit la 5 egal 72 de grade. Am notat cu O mijlocul cercului și am uh, unit pe O cu E, cu A și cu B, uh, formându-se razele cercului. Totodată vedem că dacă în triunghiul O E-A avem două laturi congruente, razele, și triunghiul OAB la fel razele OA și OB sunt două laturi ale triunghiului. Aceste două triunghiuri sunt triunghiuri isoscele. Iar măsura unghiului O-E-A e congruentă cu o e de asemenea congruentă cu o și cu OBA. Cu ca să aflăm măsura acestor unghiuri, ne uităm într-un triunghi și din 180 de grade, cât reprezintă suma tuturor unghiurilor într-un triunghi, scădem unghiul uh, EOA, unghiul la centru, corespunzător arcului de cerc cu măsura. 72 de grade deci și unghiul EOA are 72 de grade și atunci un unghi de la bază într-un triunghi isoscel ca acesta este egal cu 180 de grade minus unghiul de la vârf 100, 72 de grade totul supra 2 pentru că avem două unghiuri la bază și obținem că aceste unghiuri de la baza triunghiurilor au măsura de 54 de grade. Unghiul uh, pe care noi trebuie să-l aflăm EAB este format din unghiul EAO plus unghiul OAB. Fiecare având 54 de grade, deci unghiul EAB este egal cu 2 mulți cu 54 de grade și obținem măsura unghiului EAB egală cu 108 grade Celsius. Care corespunde variantei de răspuns B -mic. Bun. Sper că nu sunt prea multe noțiuni. Mai avem un exercițiu și terminăm acest video cu, așa cum v-am promis, să facem subiectul al treilea într-un video separat, tocmai pentru a nu încărca cu prea multe noțiuni și a înțelege foarte bine cum ar trebui să le aplicați. Bun, deci ultima problemă. Un acvariu are forma unei prisme drepte cu baza pătrat de latură 6 decimetri. Am trasat doar ca să vedeți cum arată. Nu avem, este o problemă simplă, nu avem notații de făcut pe desen. Muchea laterală a prizmei este de 4 decimetri. Acvariul este umplut cu apă la jumătatea capacității maxime. Numărul de litri de apă din acvariu este egal cu? Păi, dacă acvariul este umplut cu apă la jumătatea capacității maxime, trebuie să aflăm volumul prizmei și să-l împărțim la 2 deoarece apa reprezintă jumătate din capacitatea maximă a acvariului. Pentru asta trebuie să știm uh, formula uh, volumului prismei drepte. Uh, aceasta este area bazei înmulțit cu înălțimea. Și o împărțim la 2, deoarece avem jumătate din capacitatea maximă. Păi, aria bazei o reprezintă aria unui pătrat. Pătrat cu latură de 6 decimetri pătrați. Aria unui pătrat este latura la puterea a doua. Deci, 6 la puterea a doua înmulțit cu 4, totul supra 2. Simplificăm pe 2 cu 4 și obținem 6 la puterea 2 egal 36 înmulțit cu 2 egal 72 de litri, ce corespunde răspunsului B mic. Acesta a fost video. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final. Și te aștept în următorul video cu subiectul al treilea. Pentru asta nu uita să te abonezi și să-ți activezi notificările pentru a fi la curent cu tot ceea ce uh, încarc și uh, îți este de ajutor. Până data viitoare, țule, spor la lucru! Pa!